Laserul cu dioxid de carbon este folosit în chirurgia dermatologică de mai bine de 30 de ani, fiind considerat standardul de aur pentru vaporizarea țesuturilor moi. În clinica DermaLife Constanța, pacienții pot beneficia de o scară largă de tratamente ce pot fi efectuate pentru diverse afecțiuni cu ajutorul laserului CO2 CIMA. Există o gamă largă de afecțiuni care pot fi tratate cu acest laser, printre care cele mai frecvente sunt condiloamele, papiloamele, keratozele seborece, este vorba practic de leziuni benigne. În această categorie intră și anumite tipuri de alunițe, în special nevidermici. Nu vorbim de rezolvarea prin laser CO2 a tumorilor cutanate maligne. De asemenea, cu ajutorul laserului cu dioxid de carbon putem trata și angioamele sau angiocheratoamele. Sunt unii pacienți care au foarte multe leziuni ce se extind pe o suprafață mare. Acest laser ne ajută în minimalizarea timpului pe care îl folosim pentru fiecare pacient în parte. Dacă leziunile ce necesită a fi tratate sunt mici și nu folosim intensități mari ale laserului, atunci le putem trata fără anestezie, deoarece nu se pune în discuție problema durerii, ci mai degrabă a unui disconfort. Sunt într-adevăr leziuni mai mari care necesită folosirea laserului CO2 la intensități mai mari și atunci este necesară să realizăm o anestezie locală, fie cu cremă anestezică sau prin anestezie prin injectare de substanțe la nivelul pielii.